scandal la audierea lui Tudorel Toader în Senat. Tericianu sare în apărarea ministrului Justiției, dragi colegi, protocoalele dintre SRI-NA nu vă preocup? Președintele Senatului, Călin Popescu Tericianu, a declarat, miercuri, ce ideea de luptă împotriva corupției este un demers politic și nu unul natural al statului de drept, întrebând opoziția dacă nu este deranjat de protocoale SRI cu instituții din sistemul judiciar. Ideea de luptă împotriva corupției înseamnă un demers politic. Nu este un demers natural al statului de drept, o reacție reală a statului de drept, este o campanie organizată, la fel cum se organiza în anii 50, lupta împotriva burghezomuieriei, împotriva chiaburilor ia mai departe. I atunci, ca și acum, normele statului de drept erau călcate în picioare. Astăzi, din partea reprezentanilor opoziției m-a fi așteptat măcar o singur remarc legat de stadiul și de starea statului de drept din România. Dragi colegi, protocoalele dintre SRI-NA nu vă preocup? Colaborările dintre SRI ce se mă vi se par naturale, normale, astea sunt tereseturile statului de drept. Mi-aduc aminte din copilărie, la o vizită unei delegații sovietice în România, Stalin murise. Ce se striga? Ce se scanda? Stalin! A sublinierea sublinierea oamenii, a sublinierea în caser. Am impresia ce sublinierea-i devesea ci rămas cu o plac de patefon la care s-a zgâriat sublinierea în culecul sublinierea-i care spune un singur lucru, se continuă lupta împotriva corupției. Cum o continuă, a afirmat Tericianu în plenul Senatului, unde a fost chemat de PNL, la ora guvernului, ministrul Justiției Tudorel Toader pentru a oferi explicații legate de raportul Greco, scrie Mediafax. Președintele Comisiei Juridice a Senatului, Robert Kazanciuc, a spus ce dezbaterea de senzaia ce revenim în la 1989. Nu înțeleg de ce PNL a decis să irosească timp preios pentru a critica legile justiției, când acest proces a fost eminament unul parlamentar. Putem, legitim, se discută cu domnul ministru despre planul de investiții în instanție, carierul justiției, dosar electronic și multe alte lucruri aflate pe agenda domniei sale în programul de guvernare. Cred că rolul dezbaterii de astăzi este de a trage un semnal de alarmă partenerilor notri europeni ce au reușit să internalizeze practici manipulatoare, prin analizarea în raport a unor texte neasumate politic, modificate în Parlament sau prin ignorarea cu buntina opiniilor neconforme, cu adevărul dinainte tiut de experii. România a aderat cu bun credin la structuri europene după 1990, în speranța ce ne vom dezvolta armonios. Se ajungem astăzi critica i fere vreo referire la date concrete, pare ce revenim la 1989, a spus Robert Kazanciuc.